Bă, te vor e că... Bă, nu m-aș închipui să stau, mă, știi director de bancă România, cât e, mă, 100 de milioane? Stai pentru 100 de milioane în birou ăla acolo, te strânge cravata aia de gât. Ce mai e viață de trăit, om? Bună dimineața, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou cu viețile mele. În vlogul de astăzi, man, conducem pe zăpezi, ninsoare, pe zăpadă, pe ninsoare, pe unde suntem? Ia să văd, ghiciți, suntem cumva la munte? Viscolește, bate vântul într-un man pe o cărare. Vreau să vă spun că un grad e, dar încolo mai sus, la Perit, nu ninge. Deci numai mi se pare că e zona mai sus de ninge aici, știi? Că altfel nu știu ce să cred. Bineînțeles că mergem încolo așa și ne întoarcem pe partea asta înapoi, știi? Ca să... Să nu intru pe aua la picolo, să nu intru pe aua la picolo ca să mă muncesc, să trag de al camion prin hârtoape. Pe aici de bine de rău, să circulă. Să circulă puternic și asta e bine. M-am urcat în piept de vreo 2 zile. Mai așa. Cred că e un început de răceală. Frumos. Frumos. Tare frumos. Frumos, frumos. Ce mai place? Bine! Ce fain e! Oh, da, aveți parcări, e? Mare lucru nu vezi în față, dar mergi măcar. Farurile s-a prins, sunt. Este? Bine! Bine, coxule, 40 de km și ajungem dacă e? Ajungem la M1 după. Pardon. Ajungem la M1 după aia, urcăm în sus. La Darlington, cred că. Am impresia că e descărcarea. Gata, strică treaba cu vremea, nu mai e vreme frumoasă. Dar e frumos și când ninge, mă. Ce are? Ce are să nu fie frumos? Uite. Stai așa, în cabină, bei cafele, geamurile nu mai merg la man, ia uite. Nu mai merge geamul, bă, când merge, când nu merge. Când merge, când nu merge, să strică iar. Probabil are ceva. Acum, nana, hai să vedeți unde suntem, că suntem la Durham și facem descărcare, să vedeți descărcare ca la patron. Hai să facem stânga pe strada asta. Nu putem. Ne băgăm așa. Și ne ducem cu spatele pe portița raiului. Japonia? Auzi cum vorbește camionul cu remorca? Vehicle reversing. Vehicle reversing. Ce descărcare facem într-o sala obra aici? Vedeți în hala aia acolo mă bagă. Două laterale ca la patron. Păi să dau mă încolo ca să mă duc către hală. Că sigur mă bag în hală că e carton. Și o să n-are voie să aude, știi? Treaba e că să nu lovești acolo colțul. Te vedeți voi? Și nici camionul. Hello, buddy. You're right, Paul. I should go inside there, yeah? Huh? I should go inside there. You see, there's a button. Press the button, somebody will come. No worries, Paul. All right. All right.
butoncică. Ia să vedem ce buton e. Ia să vedem ce buton au aici, au. Fugi, fugi. Mamă, mamă, să mă bată mama. Dacă nu... 100 de metri, gardă. Zici că sunt... Uită-mă. Zi, bă. Hai, vină cu a. Nu mai e baterie, ha? Nu mai are baterie. Bă, stau și o colea așa, fac vreo 30-40 de minute pauză până îmi bag careva în seama. Că n-ai ce să faci. Uf. Ar trebui să mă dau jos, să-ți fac prelata. Tot soarta eu am până la ora, nu-s acolo, în capul aia să intru. Tot ora de-alea deschise. Dar plouă afară, am burințat așa. Stai să vedem să vină careva să mă bagi în seama și după aia. Hai să vedem ce face un cheșu aici, man. Știi? Să împingă paletul ăsta în coa. Go on, go on! Up, up! It's alright, yeah. It's alright there. It's alright there. Okay. So that's all? I'll take just the two pallets. Alright, no worries, Paul. The sheet you'll give me, I'm just going to get a photo copy, so there's two. I'll get one, you'll get one. Alright, thank you. 2 minutes. Alright, thank you, buddy. Wow! Uitați-vă la năcuce! Ruboasele! Prezei, două chingi așa la Skipsis. La fentă. Știi? Două chingi la fentă. Ar trebui să pun una X aici în spate, nu știu cum să spun. Ce părere aveți de treaba asta? Hop. Hop. Hop, hop și iar hop, hop. Viață, bă. Bă, viață de director de bancă. Pe tir. Viață pe tir, bă. Nici director de bancă n-au viață de asta, mă. Te duci acolo în banca aia. Stai și vine fiecare, nu știe să completeze formularul, să-și facă cartă. E, te colea, vrei acte? Da, ia. Vrei marfă? Da, ia. Viață, bă, viață, bă. Nici directorii de bănci, fără stres, fără gravă, fără stres, ia uite. Ia uite, așa. Ia uite, așa, curat pe mâini. Bă, e vorbe că... Bă, nu m-aș închipui să stau, mă, știi directorul de bancă în România, cât e, mă, 100 de milioane? Stai pentru 100 de milioane în birou ăla acolo, te strânge cravata aia de gât. Ce mai e viață de trăit, mă? Ia uite aici, mă, ia uite, asta înseamnă să trăiești viața la valoare. Să conduci man de 450 de cai puternici. TGX 2018, nici directorul de bancă n-am așa ceva. Directorul de bancă câteși n-a consultat în viața lui așa ceva. Înțelegi? Directorul de bancă n-are ca niciodată în viața lui Kinga. Păi stăm să ne comparăm cu directorul de bancă. Noi șoferii noi presus. Noi suntem full online, directorul de bancă nu sunt. Și când ce-l-a descărcat, nu dă nimeni o cafea, mor. Când l-a descărcat, stai, ca mi logo. Descarci, descarci, pentru că descarci ce? Descarcă ce, mă? Știi? La modul ăla. Ce mă te bun, nu descarci? Descarcă, mă, vezi de treaba ta, mă. Descarcă acolo mulțumirea. N-am eu treaba cu tine. Știi? Hai, am stai și acum o zi, am stai și azi o zi. Ca oricare alta. Cred că mâine nu mă mai duc la muncă. Directorul de bancă nu poate să lipsească de la muncă, mă. Să vezi, ai față. Nu trebuia să pun, cred că, Kinga pe marfa aia, că nu era marfa de Kinga. Pun catara mea așa la o hângeală. Știi? Asta ce târnă, bigolea, mă, lasă-o să târnă. N-are nimeni treabă cu mine. Ce mi-a târnă mie. Nu veni că-ți cer un milion. Dacă vii, îți cer un milion. Vii. Vii. Așa. Bă, să-i să fac o pauză, mă. Să
să fac o pauză aici afară, păi plec acasă. Na, azi nu. Mi-a năcat că audeai mânușile astea. Să se repun la siroco undeva până ajung în presă, să mi se răsuce vreo 2 ore de condus de aici. Viață. Mă duc înapoi pe așa 6 lacă. Nu mă bat prin bălărică. Am bălării, greu. Just drop it there, Paul, because my gloves are wet. So everything's alright, Paul? Do you want me to sign something? Yeah. That's yours, I'll put my name on. How many pallets? What I need off you is that bit filled in, your trailer number and your signature. Thank you very much. Thank you also, buddy. Thank you. Take care, Paul. Thank you. Have a nice day. See you. Hai, să ieșim afară acum, man. Să vă arăt și cum ies din sala obra asta de aceea. Bineînțeles. Mă pun pe strada aceea, o, viața mea. Aici n-aveam cum să fac stânga acolo, vezi? Aici n-aveam cum să fac stânga acolo. Să intri cu fața la așa în curte, n-ai cum. Și nu prea ai cum să te întorci aici. Știi? Și nici dacă faci dreapta, nu prea ieși, vezi? Aici dacă faci dreapta, nu ieși. Ora rup gardul cu remorca cu coltul din stânga și sunt și mașini acolo. Și nu ești, așa că trebuie să tragi în față drept și faci pe următoarea stradă la dreapta. Înțelegi? Și cam atât am vrut eu să vă arăt pentru astăzi viețile mele. În cazul în care v-a plăcut, nu uitați să-mi picați butonul de like puternic tot. Să-mi bagați și mie un follow pe Insta și pagina de Facebook Adrian Cox, acolo unde suntem clan. V-am pupat și vă doresc o zi minunată. Eu mă trag acolo așa să mănânc niște făsui. Fac și o pauză cu aia de 45 de minute și mănânc niște făsui din oală. Și după aia mă duc către casa așa ușor.